în acest weekend au fost acordate mai multe amenzi, din ce înțeleg, celor care au campat sau au intrat cu autoturismul pe plaja Vadu. Este un lucru pe care lumea îl cunoaște de foarte mult timp. Acolo este un adevărat dezastru natural. De ce au fost luate măsurile atât de târziu? Cum de în anii trecuți nu au fost luate astfel de măsuri? Nu vreau, am mai avut situații de genul ăsta, nu vreau să răspund pentru ceea ce nu s-a făcut la momentul oportun, dar ceea ce este un lucru clar, ieri am fost în zona plajelor Vadu și Corbu, împreună cu echipele de la comisariate, cu agenții și inspectorii de la comisariate, de la RBRD. Ceea ce am observat pe plaja Vadu, în mod special, este o situație care, din păcate, am găsit-o ușor scăpată de sub control și ușor, este un termen elegant pe care îl dau, în sensul că mașini pe plajă, corturi pe plajă, în condițiile în care lucrurile n-ar trebui să stea chiar așa. Există o zonă de campare clară, există o zonă de parcare. Oamenii, din păcate, nu totdeauna înțeleg că trebuie să și respectăm natura, că ne aflăm totuși într-o rezervație a biosferei, iar condițiile de a petrece concediu nu sunt cele de pe zona Mamaia, Constanța sau sudul litoralului. Îi invit pe toți cei care doresc să intre cu mașina pe plajă, să o facă în zona Mamaia. Eu cred că vor primi o amendă usturătoare. Tocmai de-aia am luat ieri măsurile ca să fie date amenzi celor care nu au respectat condițiile, ba mai mult dacă lucrurile continuă. Am avut o primă discuție cu organele Ministerului de Interne și în perioada următoare vom face acțiuni mixte pentru a lua măsurile legale care se impun și pentru a scoate de pe plajă pe cei care refuză să se supună până la urmă normativelor și prevederilor legale. Când Ne vorbim de aflăm. amenzi, vorbim de amenzi pentru campare, pentru parcarea mașinilor, pentru ce anume, aruncarea gunoiului, pentru ce Și anume se pentru acordă? campare, vorbim, păi nu, lucrurile sunt legate. Când vorbim de campare, de regulă, cei care își pun cortul pe plajă, binevoie să-și aducă și mașina personală, tot lângă cort, ca probabil să aibă și curent electric la port. Pentru că așa înțeleg ei să facă turism într-o zonă de rezervație a biosferei. Lucrurile nu pot continua așa. Amenzile sunt pe maxim până la 6.000 de lei și vreau să-i asigur pe toți cei care gândesc că pot continua cu un turism care să afecteze într-un mod câteodată iremediabil biodiversitatea, vreau să-i asigur că vom lua măsuri legale și vom fi drastici în acest sens. Amenziile care au fost aplicate au fost aproape de minim, de maxim. Care a fost cuantumul lor? Cuantumul amenzilor, v-am spus, merge de la un minim de 80 de lei până la un maxim de 6.000 de lei. Acum, vedeți, discutăm de un istoric, discutăm de câteva lucruri. Amenzile au fost acordate și în funcție de modul în care se aflau mai departe sau mai aproape de plajă și modul în care, inclusiv acum, ca o paranteză, am găsit mașini inclusiv parcate pe zona de vegetație, care este, din nou, în urmă, vegetația face parte din biodiversitate, din ecosistemul plajelor respective, dacă noi punem mașinile E. Iar amenziile au fost date în funcție și de modul în care afectau imediat cu titlul de afectare gravă a mediului. Vorbim atunci de amenzi undeva la mijloc, la 3.000 de lei, se poate spune Undeva, așa. cred că undeva la mijloc, mai sigur vom avea mâine o evaluare a cuantumului amenzilor și a totalului amenzilor date. Vreau să-i asigur pe cei care n-au fost găsiți la autoturisme sau la corturi că autoturismele au fost fotografiate în zonă și vor primi amenziile acasă. Bun, ce se întâmplă cu cei care de weekendul viitor vor merge din nou să campeze sau să intre cu mașinile în acea zonă? Vor fi Își împiedicați? asumă un risc, vreau să spun că vom merge cu amenziile pe maxim, își asumă un risc atât timp cât nu respectă regulile minime de civilizație și până la urmă regulile minime legale într-o rezervație a biosferei. Bun, și o ultimă întrebare. Aceste amenzi vă ajută, fac ele față valului de turiști care vin în zonă sau e nevoie și de alte măsuri care trebuie să fie luate împotriva celor care nu înțeleg să respecte biodiversitatea din zonă?
Eu zic că amenziile sunt destul de restrictive din punctul ăsta de vedere. Legea 82, în schimb, este în Parlament. Cuantumul amenziilor se va modifica, în sensul că vor crește amenziile, nu numai la parcare și campare, și inclusiv la ce înseamnă alte activități interzise de lege în rezervația biosferei Delta Dunării. Lucrurile nu pot continua așa. Din păcate, la începutul sezonului ar fi trebuit ca fosta conducere a rezervației să facă un plan de măsuri de intervenție, pentru că în fiecare an aceleași probleme. Lucrul acesta s-a făcut destul de târziu, din păcate. Nu au fost luate măsurile în timp, dar ceea ce promit că la anul lucrurile vor sta ceva altfel. Și aici mă refer inclusiv la instalarea unor bariere. Știu că acest lucru s-a mai încercat, au fost date jos bariere cu buldozerul, dar nu e o problemă, pentru că vom insista în a introduce acele elemente restrictive care să nu permită totuși camparea și parcarea mașinilor pe plaja din rezervația biosferei de Dunăre.